Ioan Becali povestește istoria incredibilă a transferurilor lui Mutu și Chivu la Inter. În 2000, nervos că italienii nu-i dădeau cât cerea, impresarul a plecat de la negocieri, dar a fost întors din drum de mama consultantului în transferuri, care este româncă. Doamna Oriali l-a implorat atunci pe Giovanni să nu-i supere băiatul pe Lele Oriali, reprezentantul lui Inter. Se spune să răște de Giovanni. El, mai bine Giovanni, ce dracu, el, l-am văzut, ce mai plec. Bă, scoală-te, te rog frumos, în momentul ăsta. Tu nu înțelegi ce spun eu. Ioan Becali l-a luat cu forța pe Adrian Mutu, care atunci avea doar 19 ani și i-a dat să plece. Dar reprezentantul lui Inter, Gabriele Oriali, a venit după ei pe scări și i-a dat telefonul impresarului. Nu, mai găsi. Domnul Becali. Mamă, alulele Oriali. Nu supărat pe... Nu supărat băiatul la mine, nu supărat, el băiat bun. Am ridicat scările înapoi și am semnat. 7 ani mai târziu, Giovanni Becali trata cu Inter pentru transferul lui Cristi Chivu. Negocierile au avut loc în mare secret, pentru că românul se afla încă sub contract cu AS Roma. Și eram acasă la Moratie și dădea niște cirești lui Chivu, așa, Chivu mânca, mai încurăța și mie câte o cirești. Îl sună un jurnalist pe Moratie. Ce cosa? Și Chivu cu impresarul Giovanni Becali sunt la Milan. El pe Chivu, Branca, fugi la Monte Carlo cu el. La Monte Carlo a fugit. Dimineața când ies 8 camere instalate în fața hotelului.